Pe lângă legendara trupă Bonnie M, în cea de-a treia zi a zilelor hunedoarei, au urcat pe scenă și legendara echipă de fotbal Corvinul, formată din jucătorii care au reușit să se califice în acest an în Liga Secundă. În fața aproximativ 15.000 de oameni, corviniștii au fost felicitați și premiați de către administrația publică locală și răsplătiți de către public și fanii acestora de la mic la mare cu aplauze și urale. Așa cum am promis, în 2 ani de zile am construit o echipă care joacă deja în Liga Secundă, iar promisiunile noastre nu trebuie să se oprească aici. Această administrație locală va demara cât de curând noul stadion de la Hunedoara. Această echipă are un specific aparte. Această echipă nu este a unui investitor, al unui latifundiar, al vreunui antreprenor. Este echipa comunității. Corvinul, echipa comunității. Echipa dumneavoastră susținută din taxele și impozitele hunedorenilor. Să fim mândri de investiția noastră. Să susținem această investiție și să ne pregătim de primul meci de la Hunedoara când va fi cu Ceahlăul Piatra Neamț în număr cât mai mare. Felicitări, băieți, pentru promovare și vă mulțumim vouă tuturor pentru susținere. La mulți ani, Hunedoara! La mulți ani, hunedoreni! Hai, Corvinul! Corviniștii au avut parte de o prezentare demnă de prima ligă. În fața aproximativ 15.000 de oameni prezenți în piața Regele Ferdinand I și pe pietonala Corvin. Rând pe rând, toți jucătorii care compun lotul pentru sezonul 2023-2024 al Ligii a doua, primul pentru Corvinul la acest nivel după 15 ani, au urcat pe scenă în aplauzele celor prezenți. A urmat staful tehnic și cel administrativ, iar un moment aparte a fost acela în care antrenorul principal Florin Maxim și fostul președinte al clubului Sorin Cimpoca au primit din partea primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțanu, diplome de excelență pentru performanța reușită la finele stagiunii precedente, când Corbii Albaștri au promovat în Liga Secundă după un parcurs fără înfrângere. Excelență și lui Sorin Cimpoca pentru întreg sprijinul și ajutorul pe care ni l-a oferit, el fiind unul dintre cei mai vechi oameni din club. Așadar, este lotul Corvinului pentru sezonul 2023-2024! Corviniștii au interacționat cu fanii la standul dedicat special evenimentului și de unde suporterii și-au putut achiziționa materiale promoționale cu însemnele clubului, s-au putut fotografia sau au schimbat câteva pase cu favoriții lor. Clubul va deschide la jumătatea lunii august un fan shop online cu peste 100 de produse, urmând ca în scurt timp să existe și un magazin oficial în oraș.